Am revenit la emisiunea Sănătatea noastră. Continuăm discuția noastră din această seară despre medicul din policlinică și vă reamintesc că invitata mea din această seară este doamna dr. Alina Verzea, medic primar neurolog. Doamna doctor, înainte de pauza de publicitate, spuneați cum este văzut medicul. Ori este un înger, ori este un demon. Să dezvoltați un pic subiectul. Dar niciodată om. Dar niciodată om. De ce? Da, pentru că pacientul are așteptări foarte mari de la medicul la care se adresează. Deci el dorește să fie văzut în momentul în care suferința lui este manifestă, dorește un tratament care să-i rezolve toate problemele de sănătate și dacă se poate să ia o singură tabletă și cu asta s-a rezolvat. Dorește să nu se mai îmbolnăvească niciodată, dorește vindecarea totală și bineînțeles că aceste lucruri nu totdeauna sunt posibile, pentru că nu luăm în calcul că avem o viață personală în care fiecare dintre noi facem niște excese mai mici sau mai mari, pentru că nu avem un regim de viață corect, pentru că nu respectăm orele de somn, pentru că nu ne alimentăm la ore fixe, pentru că facem excese din toate punctele de vedere, lucrăm foarte mult, lucrăm foarte mult și la calculator, consumăm foarte multe substanțe care sunt excitante pentru sistemul nervos și toate problemele de... nu facem mișcare și toate problemele, practic, de așa zisă dereglarea stării de sănătate sunt consecința acestor obiceiuri pe care în timp fiecare dintre noi ni le-am făcut. Bineînțeles că dacă nu reușim să îi satisfacem pacientului toate dorințele într-un timp foarte scurt, nu vom fi venerați și nu îi vom oferi starea de mulțumire. Și atunci intrăm în categoria, lasă, mă duc eu la altcineva. Cel a doua opinie, exact. Că acum se poartă. Oricum, aici avem o problemă în ultima perioadă. Înainte de a ne prezenta la medic, facem un pic de Google search. Da, și ne informăm venim de acolo. Cu niște diagnostice deja predefinite, cu niște simptome pe care nu le avem, dar știm că fac parte din tabloul clinic, știm deja și tratamentul, deci medicul respectiv ar trebui să spune, da, aveți dreptate, vă scriu da, ce spuneți. Puteți să luați ce ați citit și cu asta. Da, da, trebuie compensat. Deci aici, aici este problema. În partea cealaltă sunt pacienții cu care am reușit să stabilim acele relații de, aș putea spune chiar de prietenie. De drag. Deci facem parte din familia lor, ei consideră că facem, că le suntem aproape și pentru aceea chiar suntem niște făcători de bine și ne mulțumesc de fiecare dată și ne răsplătesc cu zâmbet, cu îmbrățișări, cu lacrimi, cu ce doriți. Deci asta este partea emoționantă. Acum, dacă ar trebui totuși să ținem cont de ceva, este că și acel medic are și el o stare de sănătate, bună sau rea. Are și el o familie acasă, are și el problemele lui personale, are o durere acută. Medicul nu poate rămâne acasă să solicite un concediu medical când știe că are programați 2 luni de zile pacienți în număr maxim pe caietul de programări. Și am rugat pacienții că atunci când sistemul nu merge, când și noi avem problemele noastre, că se citește și pe fața noastră că nu suntem în starea cea mai bună, să ne accepte ca pe niște semeni de-ai lor și să ne acorde marja aceea de înțelegere pe care meritați. Oricum, tot ce ține de noi să le facem bine, cu siguranță fiecare dintre noi va face. Ce pondere are comunicarea medic-pacient în stabilirea diagnosticului, în tratamentul pe care trebuie să-l urmeze pacientul? 100%. Și se întâmplă acest lucru? Nu întotdeauna. Nu întotdeauna. Deci aici ține puțin și de dorința pacientului de a afla care este afecțiunea și ce poate să facă el să-i fie mai bine.
Este obligativitatea medicului să-i pună la dispoziție toate cunoștințele pe care el le are, da, și profesionalismul, în așa fel care, încât să-l îndrume pe calea cea mai corectă, în așa fel încât pacientul să nu meargă din ușă în ușă și să ceară o grămadă de sfaturi și să fie nesigur pe afecțiunea care o are. Cam asta ar fi problema. Dar ce ați spune despre educația medicală, despre toleranța, despre înțelegerea de care spuneați și despre acel echilibru pe care ar trebui să-l manifeste și pacientul, în aceeași măsură și medicul? Educația medicală din 1990 nu mai este. Deci până asta atunci este foarte trist. Familiile erau cumva implicate în acest proces de sănătate, că erau dispensarele de întreprindere, că nu erau medici de familie, că erau cunoștințe, aveau oricum noțiuni medicale mult mai corecte decât acum. Totuși, o căutare simplă pe Google nu te poate orienta și fiecare dintre cei care accesează informațiile de pe motoarele de căutare se tem de afecțiunea cea mai gravă și aia o citesc prima dată și ei rămân undeva în subconștient la ideea că ei știu că aia au, noi nu vrem să le spunem. Și de aici apare la un moment dat o dereglare psihologică, chiar o stare anxios-depresivă și din acest moment, practic, cumva pierdem controlul asupra cazului respectiv. Cum ați radiografia prestația corpului medical, nu neapărat a medicilor din ambulatorul de specialitate? Sunt supra-solicitați? Nu știu dacă suntem supra-solicitați. Probabil suntem... Suntem cumva supărați, pentru că asupra întregului corp medical în ultima perioadă a fost așa un atac. Poate sunt și cazuri fondate, dar în marea lor majoritate nu s-au dovedit, dar ne-au inclus pe toți. Și atunci pacientul deja, în momentul în care ți se adresează, mai ales cei care sunt puțin mai tineri și care sunt puțin mai sensibili, deja vin cu această idee preconcepută. Că pe undeva tu ai un interes ascuns și faci în așa fel încât pe el să nu îl tratezi cum și-ar dori sau cum ar merita. Și de aici apar problemele. Da. Să știți, destule probleme. Da, și medicul suferă până la urmă. Altă parte, mă scuzați, vă rog. N-a luat nimeni o atitudine fermă în a apăra corpul medical din România. Da, și odată o piatră aruncată în apă nu se mai poate scoate, așa este. Să fie un fel de zid. Deci da, și... să preia toate acuzațiile, să le analizeze. Așa, după care verdictul să le, adică să nu pună neapărat medicul în fața tuturor problemelor care da, pot și exista. Pus cumva la zid, toată lumea trage în el și el săracul stă și nu știe cum să reacționeze. Așa este. Mai greu. Adresabilitatea în ultimii ani, comparativ cu perioada în care ați început activitatea în ambulatorul de specialitate, a crescut? A crescut. Pacienții sunt sau populația este mai bolnavă? Nu știu dacă este mai bolnavă. Din punct de vedere al patologiilor pe care le aveți. Deci, probabil, înainte nu se adresau medicilor și așteptau ca afecțiunile lor să treacă din senin sau considerau că dacă și bunicii au avut și nu s-a găsit leac pentru suferința lor, noi nu mai are rost să mergem, că nici pentru noi nu se va găsi un leac. Deci, într-adevăr, în ultimii ani s-au înmulțit numărul de persoane care se adresează corpului medical, mai ales în ambulatorul de specialitate. Dar ce ne doare foarte tare este că bolile apar la vârste din ce în ce mai tinere.
Deci boli care noi le-am învățat ca fiind preponderente pentru vârsta înaintată, acum apar la 40 de ani. Ori acest aspect cumva ne face să ne gândim, s-a răsturnat puțin piramida cu categoriile de vârstă. Care sunt cele mai frecvente afecțiuni pentru care se adresează medicului neurolog din ambulatorul de specialitate? Deci, am spus, avem bolnavi cronici. Pacienții suferinți de boală Parkinson, pacienți diagnosticați cu epilepsie, pacienți care i-am preluat de la cabinetele de neuropsiatrie pediatrică, care au ajuns la vârstă, care au ajuns de adultă și a trebuit să îi preluăm, accidentele vasculare cerebrale la vârste tot mai tineri. Da, da, recuperarea după accidente vasculare cerebrale, o persoană mai înaintată în vârstă recuperează mult mai ușor un deficit motor decât o persoană tânără. Și foarte multă patologie undeva la granița între neurologie și psihiatrie. Deci tulburările anxioase, depresive sunt foarte, foarte numeroase în ultima perioadă. Și care sunt simptomele pentru care se prezintă? Ce spune pacientul când intră pe... Deci avem pacienți care se adresează pentru diverse dureri de cap. Deci astea sunt cele mai frecvente? Dacă ei ajung în serviciu mobil de urgență, după crize epileptice, la noi vin să le confirmăm dacă afecțiunea este neurologică sau este cardiologică. Tremurătura este pentru boala Parkinson definitorie și deja a devenit așa un fel de frică în populație. Știți, îmi tremură mâna, dar să nu spuneți că am Parkinson. Da, deja. Ce să nu fie, și asta da. Se spune, nu numai ce este. Durerile coloanei cervicodorsolombare sunt frecvente. Și acestea sunt simptomele pentru care se adresează. Da. Pacienți hipertensivi care au avut deja anumite probleme, accident vascular, atac ischemic, tranzitor, tot deci, la dumneavoastră vin după... accidentul vascular, practic, noi îl preluăm în faza de recuperare neuromotorie. Acum, de problemele cardiace, hipertensiune, tulburare de ritm cardiac, tratament anticoagulant... medicul cardiolog și medicul de familie gestionează. Dar acei pacienți care au avut în antecedente hipertensiune și nu au urmat tratamentul și fac accident vascular cerebral, din păcate... Îi preluăm în faza de recuperare. În faza de recuperare. Da, da. Da. Care sunt așteptările dumneavoastră în fiecare zi în cabinet? Și care versus realitatea? Ce vedeți? Sau unde ați schimba? Educația medicală a pacienților ar fi un aspect? Nu, acolo este mai greu să faci educație medicală acum. Deci mi-aș fi dorit. Nu o să mai am timp. Că... Niciodată să nu spunem niciodată. Cumva să fie organizat sau să fie pacienții să vină pe tipuri de afecțiuni. Deci să fie o zi dedicată pacientului cu boală Parkinson, o zi pentru pacientul cu epilepsie, o zi pentru pacientul cu accident vascular și așa mai departe. Problema este că noi în fiecare zi, deci având ca acele caiete de programări, chiar astăzi m-am uitat, deja sunt undeva pe la jumătatea lunii februarie, eu nu știu acele nume care sunt programate în ziua de mâine, ce probleme au. Plus că în ziua de astăzi s-ar putea ca din anumite cauze unii să fi lipsit. Și atunci intru dimineață la servici, intră un pacient cu care simt că ar trebui să stau mai mult de povestei, explic să... și se deschide ușa și doar o întrebare să vă pun. Și este un pacient cu o altă patologie și resetările acestea de sistem nervos sunt obositoare. Deci vorbim de managementul activității, până la urmă. Trebuie să vă organizați activitatea în așa fel încât... Cred că nu se poate organiza. Și nu aveți cum. Da, activitatea de profilaxie, la fel, trebuie cât de cât, măcar la acel pacient care are un factor de risc, tot trebuie să explicați. Spus la un moment dat că acele 20 de minute alocate unui pacient
Este o unitate de timp care pentru un pacient înseamnă foarte mult, pacientul care se adresează numai chiar pentru rețeta cronică la care se prezintă și este insuficient pentru cel la care își dorește să afle mai multe despre boala lui, care vrea să pună întrebări, care trece peste genele care le are și are curajul să deschidă niște subiecte de discuție referitor la situația familiară, la reintegrarea socioprofesională. Deci sunt întrebări la care va trebui să ne facem timp să răspundem. Atunci, să concluzionăm, care sunt elementele ce compun activitatea medicului din policlinică? Trebuie să asculte pacientul, trebuie să pune diagnostic, să scrie rețetă, să dea concedii medicale, că nici asta nu este o activitate. Acum știți, să stau cu concediu medical, deci trebuie să le facă pe toate. Pe toate. Și trebuie să și gândească, exact, să și dacă gândească. Pacientul respectiv, pe lângă afecțiunea care are, o are, nu are și alte suferințe care îi agravează starea actuală și ar trebui să-l consulte și alți colegi. Trebuie să citească foarte mult, trebuie să fie în permanență updatat. E un termen la modă, la tot ce se întâmplă în lume, ce medicamente au fost aprobate pentru punere pe piață în Statele Unite, în Europa, când ajung în România, de ce nu ajung, dar nu s-a mai descoperit ceva pentru boala mea. Deci astea sunt întrebări la care trebuie să răspundem. Înainte de pauza de publicitate, mai am o întrebare. Cum vedeți medicul din policlinică în Europa sau, nu știu, în Statele Unite? Este o diferență? Cu siguranță ați avut discuții pe această temă. Deci am colegi care au plecat și profesează în alte țări, în Europa, în Statele Unite. Pentru noi e mai greu de înțeles de ce un pacient ajunge să se programeze la un medic specialist după 6 luni. Pentru că la noi, dacă nu reușim într-o săptămână, atunci deja lumea este complet nemulțumită. Dar se pare că în alte sisteme în care lucrurile sunt mult mai clare în ceea ce privește modul de adresabilitate, pachetul de bază de servicii medicale decontate de către asigurările sociale, asigurările private de sănătate și ce posibilități au ei ca să acceseze toate aceste sisteme, sunt mai bine organizate. Doamna doctor, ne oprim pentru ultima pauză de publicitate. După o pauză revenim și continuăm discuția.